Lui este gloria. Vreau să deschidem în Faptele Apostolilor 24, cu versetul 25. Și scrie așa, în versetul 25. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: De data asta, tu-te, că te vom avea prilej să te voi chema. Zice, Pavel vorbea despre neprihănire. Deci Pavel vorbea oamenilor, explica ce e neprihănire, acum devine neprihănire, toate lucrurile ce țin de neprihănire. Și acest lucru vreau să-l facem și în seara aceasta. Vreau să vorbim despre neprihănire, să înțelegem ce e neprihănirea, cum ajungem, cum devenim neprihăniți, cum putem să umblăm în neprihănire și toate aceste lucruri. În Evrei 5, versetul 13, verset care poate îl știți majoritatea, zice: Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecate s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Acele vrei zice, cuvântul despre neprihănire o hrană tare, un lucru important, vreau să zic. Noi trebuie să știm foarte bine ce e neprihănirea, cum ajunge neprihănit, suntem neprihăniți, nu suntem neprihăniți, ne pierde neprihănirea și toate lucrurile trebuie să știm foarte clar, ca nimeni să nu ne ducă pe altă cale. Și în continuare, în versetul 1 de la capitolul 6 zice, de aceea să lăsăm adevărul începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Și acum enumere câteva lucruri începătoare. Zice, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Deci, punerea mâinilor, învierea morților, doctrina despre botezuri, nu sunt lucruri rele, dar lucruri începătoare elementare care toată lumea trebuie să le știe. Punerea mâinilor, să te rogi pentru bolnav și asta e lucru pentru toți ucenicii, nu e lucru numai pentru apostol sau pentru... Și am văzut lucrul ăsta. Majoritatea dintre noi am experimentat lucrul ăsta și am văzut că în numele Lui Iisus Hristos se apleacă orice boală. În numele Lui Iisus Hristos orice se apleacă. Orice are un nume, dacă poți să-i dea un nume, acel lucru trebuie să se apleace înaintea Lui Iisus Hristos. Dacă vorbim de neprihănire, din când m-am uitat eu în Cuvântul Lui Dumnezeu, am găsit neprihănire sau neprihăniți sau neprihăniților, toate derivatele, în jur de 390 de ori în Cuvântul Lui Dumnezeu. Se vorbește foarte mult despre neprihănire. Un subiect foarte, foarte important. Și vorbind de neprihănire, vreau să deschidem la Roman 4. Asta poate era predică de săptămâna trecută, dar zic două versete. Roman 4 cu 25 zice: Care a fost dat, Iisus, care a fost dat din pricina fără de legile noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Și în 1 Corinteni 15 confirmă acest lucru de la versetul 13, zice: Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și mai jos în versetul 17 zice: Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare, cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Deci ce zice Cuvântul Lui Dumnezeu? Dacă Iisus n-ar fi înviat, noi eram tot în păcatele noastre. Iisus a murit pe cruce, a vărsat sânge, a intrat în locuința morților, dar dacă n-ar fi înviat, eram tot în păcatele noastre și astăzi. Păi de ce? Pentru că plata păcatului este moartea. Dar nu e moartea fizică, pentru că altfel toți care ar muri, ar plăti în momentul ăla și zice, gata, am murit, am plătit. Lasă-mă în cer. Și nu am înțeles. Viața, moartea despre care vorbește, o moarte veșnică. Deci o moarte care ține, care e fără sfârșit, în continuu prezent.
Dacă Iisus ar fi și astăzi mort, El era, ar fi fost încă în procesul de a plăti. N-ar fi fost gata lucrarea. Dar când Iisus a înviat, asta a fost victoria. Asta a fost biruința. Iisus o achitat. Am plătit. Totul s-a plătit. Toate păcatele s-au plătit. De aceea așa importantă învierea. Așa de importantă. La înviere e victoria. Pe cruce a fost pedepsit, dar la înviere a fost achitat. Și de-aia, pentru că El e viu, noi de-aia avem îndrăzneală. Pentru că El a plătit. Noi de-aia stăm în picioare cu curaj. Pentru că El a plătit totul. Știu că am vorbit de sfințire, am vorbit de justificare, dar ca să facem lucrurile puțin, puțin mai clar, vreau să zic că diferența dintre a fi sfânt și a fi neprihănit este că sfânt înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Atâta tot. Nu înseamnă așa. Ești pus deoparte pentru Dumnezeu. Asta înseamnă să fii sfânt. Neprihănit pe lângă înseamnă să fii fără vină, fără păcat, dezvinovățit de păcat, declarat nevinovat sau justificat. Deci neprihănit înseamnă ești nevinovat de orice ce ai făcut. E ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată în viața ta. E ca și cum n-ai făcut niciun rău niciodată. Dumnezeu te-a declarat neprihănit, a zis, tu n-ai făcut rău, ești ok. Ești curat. Ești mai alb ca zăpadă, cum zice. Dar totuși să ne întrebăm, de ce avem nevoie să fim neprihăniți? De ce așa e important să fim neprihăniți? Și în Isaia am găsit un verset foarte frumos, unde vorbește așa de clar. În Isaia 60, cu versetul 21. Nu trebuie să deschideți numai dacă vreți. Zice, nu vor mai fi decât oameni neprihăniți în poporul tău. Ei vor stăpâni țara pe vecie, căci odrasle sădite de mine, lucrarea mâinilor mele, ca să slujească spre slava mea. Zice Dumnezeu aici că numai cei neprihăniți, aceia vor rămâne la sfârșit. Nu alții. Numai cei neprihăniți vor rămâne. Și Matei 25:46 confirmă același lucru, unde zice Iisus, chiar Iisus zice, și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, adică păcătoșii, zice, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Dumnezeu împarte foarte simplu oamenii. Păcătoși și neprihăniți. La Dumnezeu nu e confuz. La Dumnezeu, oare care e păcătos? Nu, Dumnezeu știe clar. Păcătosul, moartea veșnică, neprihănitul, viața veșnică. Numai la noi e confuz. Îți neprihănit, păcătos. Îți păcătos, neprihănit. Nici nu mai știi clar. Trebuie să ne fie foarte clar. Ori suntem neprihăniți, ori suntem păcătoși. Că Biblia așa împarte oamenii. Nouă personală trebuie să ne fie clar. Și de aceea suntem aici și de aceea ne adunăm în biserici, ca să învățăm lucrurile acestea, ca să ne fie clare lucrurile, ca să știm cum să pășim înainte. În Proverbe 28:18 zice același lucru. Cine umblă neprihănire, găsește mântuirea. Dar cine umblă pe două căi strâmbe, cade într-o groapă. Deci doar pe calea neprihănirii ajungi la viață veșnică. Adică doar cei ce sunt considerați nevinovați de păcatele lor, ajung în prezența lui Dumnezeu. Un lucru foarte, foarte important despre neprihănire e că numai Dumnezeu poate să ne socotească neprihăniți. El e singurul care poate să facă lucrul acesta. Și Roman 5:17, dacă vreți să deschideți, zice lucrul ăsta. Roman, pe de altfel, vorbește foarte mult despre neprihănire. Deci dacă chiar vreți să studiați subiectul neprihănirii, Roman, e cartea la care să mergeți. Deci Roman 5:17 zice, dacă deci prin greșeala unuia singura, moartea a domnit prin el singur, cu cât mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur. Deci vor primi darul neprihănirii. Neprihănirea e un dar. Neprihănirea nu e o răsplată. Faci ceva și la sfârșit îți dă o neprihănire, ca un obiect. Neprihănirea e un dar care se primește nu că meriți, pentru că Dumnezeu vrea să-l dea.
Și mai departe în verset zice, vor domni viața în cerpul Său, care este Iisus Hristos. Astfel, da, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii. Și vreau să zic că aici, din cauza că Adam a păcătuit, toți ce s-au născut după Adam au primit în dar, considerați păcătoși, fără să facă păcat. Zice, în păcat m-ați lămăslit, mama, zice David undeva. Toți ne naștem în păcat. Fiecare om care se naște are la un moment dat nevoia să-și dea seama, stai că calea pe care, în care m-am născut, în pământ, pe lumea asta care m-am născut, nu mă duce bine. Am nevoie de, la un moment dat, să mă întorc. Am nevoie la un moment dat să-mi dau seama, stai că nu merge bine. Din cauza lui Adam, toți sunt considerați păcătoși. Dar pentru că Iisus a plătit, toți pot fi considerați neprihăniți. Și zice, toți oamenii, zice, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Deci Dumnezeu a hotărât, atunci când Adam a păcătuit, Dumnezeu a hotărât un plan cum să răscumpere omul, cum să-l aducă înapoi, să restaureze relația cu el. El a hotărât la început, vreau să-i socotesc neprihănit, vreau să-i dezvinovățesc de păcatele lor. Și l-a formulat un plan. Și Iisus Hristos și Evanghelia ne vorbește clar care a fost planul lui Dumnezeu și noi toți știm de crucea lui Iisus Hristos. Deci în Romani 8:33 zice, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este acela ce socotește neprihăniți. Încă o dată vedem, neprihănirea nu e o răsplată ce o primești la sfârșit. Neprihănirea e un dar care se primește pe pământ, cât timp ești pe pământ. Cu treaba cu neprihănirea trebuie să o rezolvi înainte să mori, nu după. Și nu poți merita prin făcând ceva, ci o primești în dar. Pentru că Dumnezeu e judecătorul. Numai El poate declara vinovat sau nevinovat. Și asta e un lucru care le zic mai ales la oamenii care poate nu au înțelegere așa bună despre Dumnezeu și lucrările Lui, le zic. La sfârșitul vremurilor, când stăm în fața lui Dumnezeu, nimeni nu va fi judecat pentru faptele Lui bune. Că ce judecate aia? Cine merge la judecată că a făcut ceva bun? Pentru faptele bune primești premiul Nobel sau te pune pe Facebook sau te dă la știri. La judecată mergi că ai făcut ceva rău. Așa va fi și la sfârșit. O minciună, două, trei, câte s-au făcut? Ok, ce facem cu asta? Ce faci? Ce faci cu ele? Ce face un om care nu a călcat legile statului? Când minți, nu calci neapărat legile statului. Cu totul că și le calci și plătești pentru asta, ori cu bani, ori cu ani din viața ta. Dar tu când minți sau când furi, sau faci orice altceva, tu calci legile lui Dumnezeu. Și odată, toți vom sta pe rând în fața lui. Cu ce vom merge la uita lui? Ce să zic? Îmi pare rău? Deci dacă pe tine trebuie să iei, trebuie să iei și pe Hitler, trebuie să iei și pe Stalin, trebuie să iei pe toți. Eu trebuie să fiu drept, eu nu pot să iei. Dacă te iei pe tine, trebuie să iei și pe el. Deci la judecată vom fi judecat pentru faptele noastre rele. Asta e judecată. Ca aici pe pământ, la fel. În Matei 5:20 vorbește Iisus despre ce fel de neprihănire avem nevoie ca să intrăm în viața veșnică? Și zice căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci când vorbește de neprihănirea cărturarul și a fariseilor se referă la cărturarii posteau de două ori pe săptămână, dădeau zecioială din cel mai mic lucru. Făceau rugăciuni mai mult ca musulmanii. Țineau sabatele la sânge, deci trăiau o viață dedicată. Deci nu aveau loc de muncă și în timpul liber să rugau sau făceau. Nu. Deci asta era viața lor. Asta era slujba. Tot timpul asta făceau. Și zice, neprihănirea voastră trebuie să fie mai mare ca lor. Wow. Deci trebuie să posez de 3 ori, trebuie să dau 11%. Ce să înțelege?
Și în Daniel 9, cu 24, este o prorocie despre ce fel de neprihănire avem pe voi. Sau despre ce fel de neprihănire vorbește Iisus aici. Daniel 9, cu 24. Și zice, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale, cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii și până la aducerea neprihănirii veșnice. Neprihănire veșnică. Asta, despre asta prorocea Daniel. Și în 2 Corinteni 9:9 zice același lucru. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viață. Neprihănirea care Dumnezeu ne-o dă în dar, nu neprihănirea care are astăzi, o ai, mâine o pierzi. Ai, ca și cum ai pierde 5 euro, unul nu mi-a lăsat. Nu. O neprihănire veșnică ne-a Dumnezeu. Asta e neprihănirea care ne-o dă El. Și acum, aici e secretul. În 2 Corinteni 5, dacă vreți să deschideți. 2 Corinteni 5, de la versetul 21. Zice, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi. Și aici zice, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Secretul lui să fim Hristos. Asta e tot secretul. Nu post, nu știu ce. Tot secretul e să fii în El, adică în Hristos. Vrei neprihănirea cea veșnică? Vrei neprihănirea aia care întrece neprihănirea fariseilor și cărturarilor sau oricare alta? Rămâi în El. Sau vină în El. Dacă nu ești în Hristos. Asta e secretul. Pentru că când vin în Hristos, nu-ți dă o neprihănire separată, ți-o dă ție poftima și tu nu. Tu intri sub neprihănirea Lui. Asta e secretul. Tu când ești în El, tu numai împreună cu Hristos ești ceva. Noi singuri nu suntem niciunul nimic singur. Deci noi când intrăm în El, împreună cu El suntem neprihăniți, împreună cu El avem putere, împreună cu El avem viață, tot împreună cu El. Noi nu putem sta separați. De aceea suntem așa de dependenți de Iisus Hristos. Pentru că prin El avem toate lucrurile. Deci am înțeles că neprihănit înseamnă să fii considerat nevinovat de orice păcat ai făcut. Avem nevoie de neprihănire ca să fim mântuiți. Avem nevoie de neprihănire care vine de la Dumnezeu, în dar. Și anume neprihănirea cea veșnică, care nu... Neprihănirea care o primim aici va fi în eternitate. Deci dacă Dumnezeu dă neprihănirea, cum putem noi obține? Cum putem să intrăm în Hristos? Cum putem să facem ca să fim și noi considerați? Sau cum s-a produs pentru cei ce au acceptat pe Iisus Hristos în inima lor? Cum s-a produs lucrul acesta? Și Biblia ne vorbește în Roman 9 despre cum am obținut acea neprihănire, acea nevinovăție. În Roman 9 cu 30 zice... Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea, așa nume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege ca să dea neprihănirea, nu a ajuns la acea lege, nu a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Dacă primești o neprihănire bazat pe cine ești tu, nu poate fi dar. Pentru că dacă primești ceva, că ai făcut ceva, e o răsplată. Ți s-a plătit ceva. Dar pentru că n-ai făcut nimic, ci pur și simplu nu ai crezut, a fost un dar. Pentru că ai crezut în cine? În Iisus Hristos. Ai intrat în El. Și cum intri în Iisus Hristos? Când îl mărturisești cu gura ta. Cum ai făcut tu, Costel Joi? Cum a făcut Costel Joi? Când am venit aici în față și l-am mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn. Acela a fost momentul când El a intrat în El, când El a hotărât, dar vreau, de astăzi vreau să trăiesc cu Hristos. Acela a fost momentul când, în tu, Costel, ai fost considerat nevinovat.
Orice ai făcut, ți-a cerut iertare și în momentul când tu ai intrat în El, ai fost considerat nevinovat. Și ca și cum n-ai fi făcut niciodată. Orice ți-a dus tu aminte, e numai mintea ta. Dumnezeu nu are așa, la, știu cine ai fost ăsta. Nu. Ești curat, ești nou. Bucură-te pentru asta. În Roman 10:2 zice: le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înaintea lor neprihănirea lor înșiși. Și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Aici e o mare secret. Omul când ascultă de diavol, se supune lui. Și tot ce va primi diavolul la sfârșit, va primi și cel și i s-a supus lui. Pentru că de cine asculți, robul acelui te faci. Un principiu foarte biblic. La fel, dacă te supui voie lui Dumnezeu și te supui poruncile lui, primești tot ce are Iisus Hristos. Deci dacă te pui lui Iisus Hristos, neprihănirea lui, sfințirea lui, tot ce are El îți dă ție. Pentru că în evrei vorbește că suntem frați. Tot ce are Iisus, avem noi. Pentru că ne supunem lui. În principiu, cui te supui, robul acelui devine. În Filipeni 3:9 zice: și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Aici Pavel vorbește de două feluri de oameni care vor neprihănirea. Unul care încearcă să o primească ca răsplată, deci făcând lucruri bune, și unul care își dă seama că orice ar face, nu-i de ajuns. Și până la urmă se prăbușește și zice: Doamne, nu pot singur. Și de astăzi vreau Tu să conduci viața mea. Și acela îi primește neprihănirea cea veșnică. Celălalt primește laude de la oameni, atât tot primește, pentru că nu se poate să fie răsplată. Pentru că dacă ar fi răsplată, nimeni nu poate să trăiască, pentru că toți am păcătuit odată. Toți, fiecare dată, când am fost mici, toți am păcătuit. Și de aceea e nevoie să fii considerat neprihănit odată și odată. Și oricine se supune lui Iisus Hristos și poruncilor lui Dumnezeu, iese cu tine prin momentul când îl mărturisește cu gura. Roman 10:9 zice: dacă crezi în inima ta că Iisus Hristos a murit și a înviat și mărturisești lucrul acesta cu gura ta, te fii mântuit. Același lucru l-a zis și Temnicer a întrebat pe Pavel și pe Sia: ce trebuie să fac să fii mântuit? Zice: crede în Iisus Hristos și tu și casa ta veți fi mântuiți. Proclam cu gura ta și în momentul când tu te supui lui Iisus Hristos, tot ce are El îți vine asupra ta. Și neprihănirea face parte din lucrul ăsta. În Galaten vorbește același lucru. Galaten 5:4. Zice: voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Aici e un lucru foarte interesant. Ce vorbește credincioșilor care au acceptat pe Hristos prin credință și au dat seama: noi nu putem, nu suntem destui de buni, nu putem. Dar ce au făcut? La un moment dat, ok, am primit pe Hristos prin har, dar noi mai departe trăim prin fapte. Și asta e, din păcate, majoritatea dumneavoastră astăzi. Lucrul ăsta. L-am primit pe Hristos, păcătoși, cum eram? Deci nimeni nu a citit Biblia înainte să apoi să hai să mă pocăiesc. Nu, toți cum eram, depravați, culmea păcatului, și Hristos ne-a dat cel mai mare dar, viața veșnică, neprihănirea ne-a dat-o. Și după ce am fost socotiți nevinovați, noi încercăm acum prin puterea noastră să-i dovedim că merităm cerul. Nu poți. Zice, tu ce faci? Tu ești de sub Hristos. Zici, știi ce faci de Hristos? Lasă-mă pe mine să-ți mă descurc eu singur, să-ți cât îi fac eu. Și momentele alea e când tu bai jos, bai sus, bai jos, pentru că când încerci singur nu poți și cazi. Și apoi realizezi, stai că nu poți singur și te rogi și Dumnezeu iară te ridică. Și de-aia tot ai senzația asta. E grea credința. E grea când încerci tu singur. E grea când încerci tu prin puterile tale. Atunci e greu. Dacă nu ai mentalitatea, totul în Hristos,
Eu sunt neprihănirea lui Hristos, El m-a făcut sfânt, prin puterea Lui trăiesc. Totdeauna iară vei fi jos, iară vei fi sus, iară jos, iară sus. Pentru că trăiești prin puterile tale, nu faci conștient. Nu faci conștient. O faci ori pentru că nu cunoaștem destul despre ce înseamnă să fii neprihănit sau sfânt, ori pentru că așa suntem învățați, așa ne se învață. Și Biblia zice, cum ați primit pe Hristos, așa să și trăiți. Ați primit prin har, trăiți prin har. Nu-i bazat, orice face tu, nu-i bazat pe lucrul ăsta. Și lucrul ăsta l-am văzut, l-am înțeles din ce în ce mai bine, mai ales în ultimele joi, când veneau să primească Duhul Sfânt și toți, parcă, păi ce trebuie să fac ca să primești? Nu trebuie să faci nimic, absolut nimic. Vrei? Da, atâta trebuie să faci. Păi nu, că am aia, că știu, nu contează. Ai nevoie de Duhul Sfânt și El te ajută să dislege, să repare, să... Păi nu, că trebuie explicat, pentru că ni se tată minte că trebuie să merităm. Și din păcate, avem o sclipire și zice, da, numai prin har. Dar după aia parcă iară mintea mi se resetează și iară tot prin fapte, prin fapte, fapte, fapte. Și Doamne, uite cât am făcut, ce nu-mi dai, ce nu mă binecuvintezi, ce nu mă vindești, ce nu... Pentru că nu-i bazat ce faci tu, e bazat ce-a făcut El. Stai în El. Mai încerca tu singur. E o mentalitate. Multe se fac, nu sunt conștienți și nu suntem conștienți de lucrurile acestea. Că nimeni nu cred că zice, am să zic, Doamne, lasă-mă să zic, nimeni nu zice lucrurile astea. Dar subconștient le face, pentru că ni se atâta vorbește, trebuie să fii bun, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, dar Dumnezeu e mâneos pe tine, Dumnezeu. Deci Dumnezeu socotește neprihăniți. Treaba Lui, treaba Lui Dumnezeu, cât ești pe pământ, e să te aducă la El, să te restaureze. După ce mori, El devine judecătorul tău. Dumnezeu e Dumnezeu bun, cât timp ești în viață. După aceea, El devine judecătorul tău. El nu poate să te țină în prezența Lui. Dar cât timp e aici, El numai să te ridice, întotdeauna El e cu mâna întinsă, întotdeauna vrea să te ridice, să te țină puternic, ca să te aibă cu El după aia. Dacă tu cât timp nu ești pe pământ, nu alegi pe El. Nu poți să mai fii același Dumnezeu bun și plin de mine. Că Biblia zice că Dumnezeu e un foc mistuitor, dar va fi la sfârșit. Va fi la sfârșit lucrul ăsta. Primul exemplu care l-avem în Biblie despre un om care a primit o astfel de neprihănire, o neprihănire care vine prin credință, e Avram. Sau, cel mai bine, cel mai clar zice de Avram, în Genesa 15:6, un verset foarte scurs la subiect, ne place nouă, ne zice, Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Nu multă teologie, nu mult, oare ce-a făcut Avram, pe cât o spostie, nu. A crezut pe Domnul, ce-a făcut? A crezut că i-a promis, vei fi tată la multe neamuri. În momentul când a crezut lucrul ăsta, Dumnezeu a văzut inima și a zis, s-a supus lui Dumnezeu și astfel a intrat sub aripa lui Dumnezeu. Sub aripa lui Dumnezeu, neprihănire, sfințire, eliberare, tot ce ai nevoie. Problemele care le avem noi când ieșim de sub aripa lui Dumnezeu, totdeauna atunci avem probleme. Când intrăm sub Hristos, e ca o cascadă de sânge în jurul nostru, unde nimeni nu ne poate ataca. Dar noi când suntem ispitiți, noi suntem ispitiți să ieșim afară de sub protecția lui Hristos. Și noi ieșind de afară, atunci dar oportunitatea diavolului să te atace. Cât timp ești în Hristos, nimic nu se poate întâmpla. Din cauza că noi vrem să facem noi singuri niște lucruri, atunci avem probleme. Nu vă lăsați amăgiți. Ispitele... De ce te ispitește diavolul? Ca să te atragă spre El, că supune, când te supui Lui, poate să te atace. Dar dacă noi am învățat să stăm în Hristos, dacă noi am învățat, sunt nevinovat, orice am făcut, nu mă mai pot condamna diavolul, nu mai pot să-mi aduce aminte că am făcut, că și dacă greșești, mă mărturisești și te bagi înapoi sub Hristos. Nu rămâi afară. Nu rămâi descoperit. Dar să fii conștient că ești nevinovat, că ești sfânt, că Hristos te protejează. Și Dumnezeu, Dumnezeu la ce vrea să te ridice. Nu e un Dumnezeu mânios pe tine. El va fi mânios la sfârșit. N-are ce face, trebuie să facă lucrul ăsta. Dar acum Dumnezeu ce vrea să te ridice. Dumnezeu care vrea să-ți dea viață. Păi dacă El o da pe Iisus Hristos pentru noi. Să moară un fiu, să mori Fiul Lui pentru noi. Ce să-ți dea ție, nu știu ce, să-ți dea o palmă, să-ți dea casă, ce?
Dumnezeu, Dumnezeu bun. Mă nu ține la infinit, zice, durarea lui ține din neam în neam, nu ține la infinit. Va fi un timp ca să spun aici. Și îți exemplu în Biblie, unde unii, pentru unii oameni se termină și aici. Și judecat Dumnezeu cale, dar cât timp suntem în viață și auzim Evanghelia, avem oportunitate să venim la El. Aș vrea în momentele care suntem acum să stăm așa într-un duh de cercetare. Să ne uităm în inimile noastre, fiecare dintre noi, să ne aplicăm capul, fiecare cum vrea, în genunchi, cum credeți voi, cum simțiți voi. Și să vă gândiți, dacă ați cercetat pe Iisus Hristos, dacă ați supus Lui vreodată, să știți că sunteți neprihăniți. Nu pentru că voi ați făcut ceva în Lui, ci pentru că v-ați supus Lui, pentru că l-ați mărturisit ca Domn. Alții chiar au intrat și în apa botezului. Alții au primit și Duhul Sfânt. Au tot ce e nevoie, tot ce Biblia le cere ca să fie socotiți neprihăniți. Dacă nu sunteți siguri de lucrul acesta, mă rog, acum să ne rugăm puțin, așa cum stă fiecare, și să se roage Duhul Sfânt, revelează lucrurile acestea. Vreau să știu dacă sunt adevărate. Nu știu ce zice ăla, poate n-am auzit predic așa, poate nu știu ce cu... Vreau Tu să-mi zici. Vreau Tu să-mi zici. Vreau Tu să-mi arăți lucrurile astea. Și vreau să ne rugăm acum, un minut, două, fiecare cât crede. Sau dacă cineva nu s-a supus lui Iisus Hristos încă, să o zică în inima lui, acolo unde e, nu trebuie să ridice o mână, nu trebuie să facă niciun lucru deosebit. Acolo unde e, dacă cineva crede că, bă, eu nu cred că sunt ok cu Hristos, eu nu cred că m-am supus lui, eu nu știu ce va fi de mine. Zi lui Iisus, învață-mă. Zic, vreau să mă supun ție, nu știu cum, nu înțeleg toate lucrurile, dar vreau. Și zi această rugăciune în inima ta, zi orice. Nici nu trebuie să te audă nimeni, Dumnezeu te aude. Amin. Glorie ție, Doamne. Glorie ție. Cine dintre voi care-i prezent aici e 100% sigur că e neprihănit? Cine e 100% sigur? Și tu, Costel, ești. Puțică. Dacă nu mai învăță, este bine. Ești nevinovat. Nevinovat. Ești nevinovat. Și lucrul ăsta nu zic eu. Că dacă l-ar zice eu, zice, păi nu știu sigur, nu știu ce studii ai. Chiar Biblia zice lucrul ăsta. În 1 Corinteni 6 cu 11 zice și așa erați unii din voi, adică păcătoși, depravați, vai de capul vostru. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Biblia zice asta. Cuvântul Lui Dumnezeu zice asta. Ați fost socotiți neprihăniți. Ați fost, sunteți nevinovați, gata, sunt terminat. În Roman 4:25, același lucru. Zice, care a fost dat din pricina fără de legile noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Despre cine vorbește? Despre cei ce s-au supus lui Hristos. Despre aceea vorbește. Roman 6:18. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii.
Prin faptul că am fost făcut nevinovați, păcatul nu are putere asupra noastră. Prin faptul că suntem neprihăniți, păcatul nu are putere să ne tragă, nu are putere asupra noastră. Păcatul nu e ceva mai mare ca noi, care când vine n-avem ce face, trebuie să mergem. Nu e așa. Păcatul nu are putere asupra noastră. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Suntem nevinovați. E ca și cum tu mergi pe stradă și vrea poliția să aresteze că ai dat în cap nu știu la cineva. N-am dat nimic. Nu că ai dat, n-am dat. Nu că ai dat, că nu știm cine ești. Nu ai dat, n-am făcut. Asta e atitudinea care trebuie să avem și noi. Vine păcatul să te ispitească. Hai că știu că îți place, hai că știu că suntem, încă suntem în firea asta, suntem în trupul ăsta slab, care e călăuzit de plăceri și are slăbiciune lui. Deci, eu sunt neprihănit. Eu sunt Hristos, eu nu fac așa ceva. Nu că îți place, nu îmi place. Numele Iisus Hristos, nu. Și avem puterea asta. Mai trebuie să fim conștienți că putem face lucrul acesta. Nu trebuie să ne, orice ispită, noi trebuie să ne coborâm. Orice ispită, zic, vai, Doamne, uite, iară vine asta, trebuie să mă duc, n-am ce face. Nu. Te ridici, eu sunt nevinovat, eu nu am făcut nimic, nu ai dreptul, pleacă de aici. Cât timp suntem pe pământ ăsta, vom fi ispitiți, asta e clar. Dar asta nu înseamnă că trebuie să și credem. Și destule versete unde ne vorbește despre faptul că credinciosul nu trebuie să cadă în ispită. Și Dumnezeu ne-a dat și puterea aceasta. Acum că știm că suntem neprihăniți, acum că știm că suntem nevinovați față de orice am făcut, avem datoria să și trăim ca atare. Pentru că e fain să ne lăudăm, să nu sunt neprihănit, sunt sfânt, sunt Hristos, wow, și bine, și adevărat, că Biblia zice lucrul ăsta, mai ales dacă te-ai supus lui. Dar acum e pasul 2, e ceea ce tu zici, se vede. Trebuie să se vadă. E una să zici, eu cred, ok, hai să vedem. Iisus nu a venit, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, am toată puterea, toată autoritatea și o stat pe munte și nu a făcut nimic niciodată. Păi, cine ești tu? Păi eu sunt Fiul lui Dumnezeu. De ce? Păi așa zic eu. Sună bine. O demonstrat. Și dacă nu mă credeți pentru cuvintele mele, credeți măcar pentru lucrările astea, a zis. Uite, astea vorbesc despre lucrarea mea. Nu eu mă laud pe mine. Uite, Duhul Sfânt confirmă. Deci neprihănit. Dacă chiar avem o revelație și înțelegem că suntem neprihăniți, vor fi niște roade, vor fi niște semne. Și Biblia chiar vorbește despre lucrul ăsta. În Isaia 32:17, un verset foarte fain, unde vorbește despre roadele neprihănirii. Isaia 32:17. Zice, lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Cel ce știe că e nevinovat, cel ce știe că e iertat, cel ce știe că e în Hristos, e iertat și zbăvit, avea o pace, o liniște și o odihnă supranaturală, care n-are sens. Păi ce ești așa neștit? Uite câte se întâmplă, uite ce... Eu știu cine ești. Eu știu ce e. Eu știu că orice s-ar întâmpla, orice să sfârșească lumea mâine, eu știu că sunt ok. Eu sunt păcat cu Dumnezeu. Și asta, lucrul ăsta îți dă liniște. Lucrul ăsta îți dă odihnă. Că o liniște interioară și o odihnă interioară. Nu bazată că ai ceva și ok, mâine o să am bani de mâncare și îți liniște. Nu. E bazat că știi că viitorul trebuie asigurat. Viitorul mă refer în termen lung. Ăla e asigurat. Și lucrul ăsta trebuie să-ți dea o pace și o liniște. Și dacă n-avem pacea și n-avem liniștea asta, poate n-am înțeles exact ce înseamnă să fim neprihăniți. Și asta e ok. Înseamnă că avem unde lucra. Știm unde să lucrăm și știm ce avem de studiat. Și ne punem în casă, citim, să învățăm ce e neprihănirea, ne rugăm Duhul Sfânt, revelează lucrurile astea, că trebuie să am, dacă așa zice, că va fi pacea, va fi odihna și liniștea, că trebuie să fie. Nu se poate. Și atâta studiești, și atâta te rogi, și atâta te învăț, și atâta... Trebuie să fie, nu se poate. Și până la urmă vor fi. Că dacă Biblia zice, trebuie să fie. Altă speranță n-avem. Dacă Biblia nu e adevărată, dacă câteva versete n-ar fi adevărate,
Păi de unde știm că astea sunt adevărate? Dar pentru că vedem că unele sunt adevărate și funcționează și le vedem să se manifeste, înseamnă că și restul vă. Dacă vorbește de odihnă, de pace și de liniște, se poate. Nu e ocazional. E un stil de viață. Normal, acum nu avea vreme, avea timpuri grele, dar în general vom putea trăi așa, se poate trăi. Se poate să trăi viață de pace și de liniște, de odihnă, chiar dacă circumstanțele zic că nu se poate. Ce ba da, eu sunt neprihănirea lui Iisus Hristos. Eu sunt nevinovat. Orice s-ar întâmpla, eu sunt nevinovat. Eu sunt curat. În Romani 14:17 vorbește de ceva asemănător, unde zice căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci bucurie nu se referă la distracție neapărat. Pentru că poate fi și fain. Adevărul, la cine zic, e fain să fii creștin. Pe cum? Pe nu trebuie să mergi. Băi, fain, e o aventură, tot timpul ceva nou, trebuie să ai ceva de făcut tot timpul. Ai un sens că te trezești în fiecare dimineață cu un scop. Să auzi cum poți să ajungi pe ăla, cum poți să faci așa, cum poți. Tot timpul ceva de făcut. Nu e o viață plictisitoare, acum trebuie să faci așa, trebuie să mă duc, iar e joi, iar e duminică, iar... E fain, e aventură. În Proverbe 11:30 vorbește de asemenea despre rodul neprihănirii, zice rodul cel neprihănit este un pom de viață și cei înțelepți câștigă suflete. Deci cel neprihănit, cel care știe că e nevinovat, știe că dacă e împăcat cu Dumnezeu și Dumnezeu e de partea lui, Dumnezeu îl susține, Dumnezeu îl întărește, nu, atenția lui nu va mai fi asupra lui. Deci, ce să mai fac eu? Cum să mă mai curăț? Cum să mai... Eu știu, eu sunt cu Dumnezeu în păcat. Acum, cum pot să vorbesc celui de lângă mine, care nu e în păcat cu Dumnezeu? Să aibă același lucru. Să aibă odihna aia, să aibă pacea aia, să aibă liniște aia. Cum pot să explic? Cum pot să ridic? Chiar dacă e un credincios. Explicăm. Uite, ești neprihănit. Dumnezeu te... Și luăm versetele și vorbim și ne rugăm. Și Dumnezeu, Duhul Sfânt, revelează lucrurile acestea, dacă suntem deschiși. Și dacă aici zice că vom avea pace și o liniște, în viața de zi cu zi, se poate. Pentru că e mai adevărat ce scrie decât ce simți sau vezi. E ciudat. Asta cel mai ușor poți să explici în vindecare. Deci, prin rănile lui a fost vindecat și te uiți la tine și ești bolnav. Deci, bă, ori Biblia, oriceva eu nu înțeleg, ceva nu pușcă. Îți bolnav și vă zice că ați fost vindecați. Care e problema? Problema este pur și simplu că nu crezi ce scrie. Că momentul când crezi, se manifestă în viața ta. În momentul când crezi că roada neprihănirii e pace, liniște și o bucurie, când Duhul Sfânt îți revelează lucrul ăsta și ești deschis pentru lucrul ăsta, în momentul acela primești acea pace supranaturală. Acea pace și o liniște. Care n-avea sens, n-are sens normal. Pentru că toți avem viața care avem și nu e lipsită de probleme sau de nevoi sau de... Dar totuși te simți împlinit și îți mulțumesc, zice, îmi place viața. Care om acum îmi place viața, nu mi-ar mai trebui altceva în plus. În 1 Petru 2:24 zice despre că El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Pentru ca noi, prin morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Deci Iisus a făcut păcat pentru noi, deci a luat păcatele noastre asupra Lui, ca noi să fim nevinovați și să trăim ca și nevinovați. Un om care a mers la închisoare, de exemplu, nu știu, a făcut ce a făcut, a ieșit afară, încă mai are sechele, bă, ori nu mai ai poliție, ori nu mai ești nevinovat, e gata, sunt... Bă, dar sigur, da, mă, ești ok, stai liniștit. Păi nu, tu să mai uite, oare, nu mă arăt cum de poliție să trage. Stai liniștit, ești ok. Așa suntem și noi, câteodată. Păi știu că-s iertat, dar bă, totuși, știu, nimeni nu-i perfect. Păi știu, stai în Hristos. Știu că nu ești perfect, de-aia zice, stai în mine. De-aia zice, rămâi în El. Că nu pot singur. În caz suntem ca niște
I-am ieșit de la pisau și trebuie să te ierească, ne ia poliția, că acum trec colțul, sigur mă arestează, sigur am făcut ceva, cu totul că nu știi ce. Suntem nevinovați, suntem neprihăniți. Iisus s-a făcut păcat pentru noi, ca noi să trăim pentru neprihănire. Să trăim ca nevinovați, să fim conștienți, nu? E ok, totul s-a șters, eu sunt Hristos. Tot timpul astea sunt tine, Iisuse, sunt tine, Iisuse. Și dacă arată, să știu dacă undeva, mă duc, dar Duhul Sfânt, dacă tu ai asta pe inimă, să fii în el și să rămâi în el, Duhul Sfânt te-am atenționat. Îți va arăta, vezi că acolo ai grijă când începi să ieși, ai grijă, că nu se poate. Matei 6:33 zice, ok, când avea pace și liniște este, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Deci dacă mai întâi de tot să căutăm să ne împăcăm cu Dumnezeu, ori toate lucrurile nu mai contează, așa, că ele vin de la sine. Bani, haine, apă, tot ce ai nevoie. Dumnezeu știe că avem nevoie, ca un tată, cum zicea Luci. El știe că trebuie, la mata nu trebuie să-ți mi foame. Știu că iara știu când mănânc, știu când nu, știu când ți-i foame, când ți-i... Știe toate lucrurile astea. Deci, scopul nostru viață e să căutăm să fim considerați nevinovați. Sau să ne conștientizeze Dumnezeu că sunt nevinovat, că sunt păcat cu Dumnezeu. La un lucru însă să luăm seama. Și zice, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminte, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Deci acum că am înțeles că suntem neprihăniți și că trebuie să umblăm în neprihănire, să nu facem din această alergare noastră, că la un moment dat chiar să poate, ai revelație că ești neprihănit și începi să trăiești neprihănit și te poți mândri în sensul că, vai, fii atent, n-am păcătit de... Bă, de-aia n-am făcut nimic, dar eu sunt bun rău. Bă, fii atent ce fain, bă, eu chiar nu sunt bun. Și începi să zici, bă, eu nu am păcătit, eu sunt ok, eu sunt bine. Începi deja, iar încep să ieși, dar cu motive bune de data asta. De-aia, așa-i într-un Dumnezeu, totdeauna într-o balanță. Niciodată, orice învățătură dusă într-un extrem, chiar și dragostea lui Dumnezeu. Dacă numai dragoste, ajunge în erezie. Sau și numai dacă e judecată, mânie, pedeapsă, iar erezie. Totdeauna adevărul e la mijloc. Dumnezeu e și bun, dar Dumnezeu e și drept. Adevărul totdeauna e la mijloc. Noi trăim și prin credință, dar și prin fapte, că trebuie să se vadă credința. Și Biblia vorbește despre lucrul ăsta. Mă, cineva putea să zică, păi îți neprihănirea, dar eu n-am cum să trăiesc, e foarte greu, cum să fac lucrurile astea? Deci, în Hristos avem totul de plin. Deci, la cruce, lucrarea s-a terminat. Oricine e în Hristos, nu numai că e neprihănit și sfânt. Zice, Efeseni 1:3, zice, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări domnicești în locurile cerești, în Hristos. Totul. Și dacă nu e destul de clar, în 2 Petru 1:3, zice negru pe alb, zice, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Tot. Vrei să trăiești în neprihănire? E deja țat. Duhul Sfânt acolo să te ajute. Vrei să trăiești în Sfințenie, Duhul Sfânt acolo să te ajute. Vrei să trăiești ca misionar, ca evanghelist, cum te trimite Dumnezeu? Duhul Sfânt deja acolo să te ajute. Ți s-a dăruit totul. În Hristos ai totul de plin. Nu mai ai nevoie de altceva. Dacă ai pe Hristos, ai totul. Noi nu avem nevoie de mai multe binecuvântări, mai mulți bani, mai mult, noi avem mai mult nevoie de conștientizare că suntem în Hristos. Și îmi place când vorbește de Iosif că era binecuvântat. De ce? Că Dumnezeu era cu el. Secretul nu-i să ai multe lucruri. Secretul să fii conștient că Dumnezeu e cu tine. Asta e secretul. Și odată ce ești conștient, conștientizarea aceasta aduce manifestare în jurul tău. Și vreau ca grupul de laudă, dacă vrea să mai vin odată,
fost destul de clar. Știu că neprihănirea e un subiect așa de larg și foarte greu să o comprim la o singură predică. Dar mă rog ca Duhul Sfânt să vă fie revelat puținele versete sau puținul mesaj, când am putut eu să-l zic, și să El să-l desfacă în inima noastră, El să-l reveleze, să vă zic exact ce aveți nevoie ca să putem trăi o viață de neprihănire în pace și în liniște. Cu Hristos se poate. În Hristos se poate. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a făcut. Să-i mulțumim pentru Fiul Lui și să-i dăm gloria lui Iisus Hristos prin viața noastră, prin trăirea noastră. Asta e rugăciunea mea.